Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! The Economist avertizează că ordinea internațională liberală se află în pragul colapsului, iar prăbușirea economiei globale ar fi bruscă și irreversibilă. Un număr îngrijorător de evenimente ar putea declanșa căderea în anarhie, acolo unde forța militară face legea și războiul devine din nou instrumentul preferat al marilor puteri. Potrivit sursei citate, o prăbușire haotică și devastatoare poate izbucni în orice moment. La o primă vedere, economia mondială pare că a rezistat cu brio în fața tuturor provocărilor pe care le-a avut de înfruntat în ultimul timp. America este în ascensiune chiar și după declanșarea războiului comercial cu China, iar Germania a evitat un dezastru economic după ce a renunțat la gazul importat din Rusia. Războiul din Orientul Mijlociu nu a produs niciun șoc major pe piața petrolului și rachetele rebelilor Houthi au avut un efect limitat asupra comerțului global, care și-a revenit după perioada de pandemie și ar urma să cunoască o creștere destul de mare anul acesta, potrivit estimărilor. La o privire mai atentă însă, ordinea care a guvernat economia globală de la finalul celui de-al doilea război mondial s-a erodat, iar astăzi este aproape să se prăbușească, scrie The Economist. Un număr îngrijorător de evenimente ar putea declanșa căderea în anarhie, acolo unde forța militară face legea și războiul devine, din nou, instrumentul preferat al marilor puteri. Chiar dacă nu se va ajunge la un conflict de amploare, efectul unei lumi în care regulile nu se mai respectă asupra economiei ar putea fi rapid și brutal. Dezintegrarea ordinii vechi este vizibilă pretutindeni. Sancțiunile sunt folosite de 4 ori mai mult decât în anii 90. America a impus de curând penalități secundare asupra entităților care susțin armatele Rusiei. Un război al subvențiilor este în desfășurare, în timp ce și alte țări încearcă să copieze măsurile vaste impuse de guvernele de la Washington și Beijing pentru a susține producția verde. Cu toate că dolarul rămâne moneda dominantă și economiile emergente sunt mai rezistente, fluxurile globale de capital încep să se fragmenteze. Instituțiile fondate pentru a asigura buna funcționare a vechiului sistem sunt deja desființate sau își pierd rapid credibilitatea. Organizația Mondială a Comerțului va împlini 30 de ani în 2025. Dar în ultimii 4 ani a bătut pasul pe loc, în principal din cauza dezinteresului Americii. Fondul Monetar Internațional trece printr-o criză de identitate, prins între susținerea agendei verzi și asigurarea stabilității financiare. Consiliul de Securitate al ONU este paralizat, iar tribunalele supranaționale, precum Curtea Internațională de Justiție, sunt folosite din ce în ce mai des ca o armă politică de părțile beligerante. Politicienii americani, printre care se numără și liderul republican al Senatului Mitch McConnell, au amenințat Curtea Penală Internațională cu impunerea de sancțiuni dacă va emite mandate de arestare pentru liderii israelieni care sunt acuzați de genocid de Africa de Sud la Curtea Internațională de Justiție. O prăbușire haotică și devastatoare poate izbucni în orice moment. Până acum, această fragmentare și decăderea vechiului sistem au lovit în mod discret economia globală. Din nefericire însă, istoria ne arată că prăbușiri mai haotice și mai devastatoare sunt posibile și pot izbucni în orice moment după începerea declinului. Primul război mondial a pus capăt epocii de aur a globalizării despre care mulți la acea vreme au crezut că nu se va mai sfârși niciodată. La începutul anilor 30, odată cu marea criză economică și implementarea de politici comerciale protecționiste, importurile Americii s-au prăbușit cu 40% în doar 2 ani. În august 1971, Richard Nixon a anulat în mod neașteptat conversia dolarului în aur, iar 19 luni mai târziu, sistemul Bretton Woods, care guvernase până atunci relațiile monetare internaționale dintre SUA și alte peste 40 de țări, s-a prăbușit. Astăzi, o ruptură asemănătoare nu pare deloc de neimaginat. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar continua erodarea instituțiilor și normelor internaționale. Teama de un al doilea val de importuri ieftine din China ar putea accelera acest proces,
un război declanșat între America și China pentru Taiwan sau între Occident și Rusia ar putea provoca un colaps total. Era consensului de la Washington, pe care liderii de azi încearcă să îl înlocuiască, a fost una în care țările sărace au început să se bucure de creștere economică și să micșoreze deficitul față de lumea bogată. Declinul acestui sistem amenință să încetinească progresul sau chiar să îl inverseze. Odată distrus, este puțin probabil să fie înlocuit de reguli noi. În schimb, afacerile externe vor cădea din nou în starea lor naturală de anarhie, care favorizează furtul și violența. Problemele cu care se confruntă lumea vor fi abordate separat de fiecare grup de țări cu interese comune, ceea ce va isca de cele mai multe ori conflicte. Când cooperarea este înlocuită de intimidare, țările sunt mai puțin motivate să păstreze pacea. Este adevărat că sistemul stabilit după cel de-al doilea război mondial a aliniat principiile internaționaliste ale Americii cu interesele sale strategice, dar ordinea liberală a adus și vaste beneficii pentru restul lumii. Multe dintre țările sărace suferă deja de pe urma incapacității PMI-ului de a rezolva criza datoriilor suverane care a urmat pandemiei de COVID-19. Țările în dezvoltare, precum India și Indonezia, încearcă să profite de pe urma oportunităților oferite de fragmentarea vechii ordini, dar în ultimă instanță se bazează pe faptul că economia globală va rămâne integrată și previzibilă. Prosperitatea unei mari părți a lumii dezvoltate, în special țările mai mici cu o economie deschisă, precum Marea Britanie sau Coreea de Sud, depind în totalitate de comerțul global. Cu toate că ar putea părea că economia mondială poate supraviețui oricărei provocări cu ajutorul Americii, aceasta este o impresie înșelătoare. Având în vedere toate acestea, dar și recenta reapariție a inflației pe lângă statisticile de angajare din ce în ce mai falsificate, scăderea producției și salariile stagnante, este important să revizuim o întrebare fundamentală. Cum arată un colaps economic? Potrivit analistului Brandon Smith de la allmarket.us, un colaps economic nu este un eveniment, ci este un proces. Când oamenii se gândesc la o criză istorică, de obicei își imaginează ceva de genul prăbușirii bursiere din 1929, de la începutul Marii Depresiuni. Cu toate acestea, au existat numeroși indicatori și semne de avertizare care au condus la acel accident și care ar fi trebuit să avertizeze oamenii. Au existat chiar și o mână de economiști care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la instabilitatea iminentă, dar au fost ignorați. Apoi, după prăbușire, numeroși economiști de instituție au negat că sistemul ar fi în vreun pericol real. Ei au susținut continuu că recuperarea a fost chiar după colț, dar recuperarea nu s-a materializat niciodată. În schimb, prăbușirea a continuat mai mult de un deceniu, până la izbucnirea războiului mondial, în mare parte pentru că Rezerva Federală a ridicat ratele dobânzilor la slăbiciune economică. Un dezastru pe care au recunoscut în mod deschis că îl provoacă și o politică pe care o instituie chiar acum. Ideea este că așa numiți experți mainstream greșesc aproape întotdeauna. Scepticii colapsului fie ignoră dovezile, fie nu înțeleg implicațiile evenimentelor. Ei nu vor să creadă că economia este distrusă și că consecințele sunt posibile. Aceștia operează din perspectiva limitată a propriei experiențe personale. Pentru cea mai mare parte a vieții lor, sistemul a funcționat fără catastrofă, așa că asta înseamnă că catastrofa este imposibilă. Într-adevăr, catastrofa a fost doar amânată pentru o dată ulterioară, nu a fost prevenită. Situația noastră actuală nu a atins încă nivelul Marii Depresiuni. Ne aflăm în prezent într-o fază stagflaționară similară cu ceea ce s-a întâmplat în anii 1970. Pentru cei care cred că este rău acum, anii 70 au fost de fapt mult mai răi. Prețurile caselor aproape s-au triplat între 1970 și 1980.
De exemplu, în America, prețul mediu al casei a fost de $17,000 în 1970, comparativ cu aproape $50,000 în 1980. Inflația anuală a majorității bunurilor și serviciilor a fost de două cifre, iar salariul minim a fost de doar $1,45 pe oră. Șomajul a fost ridicat, iar ratele dobânzilor au fost în cele din urmă majorate la aproximativ 20% până în 1981. Ideea este că aceste defecțiuni ale structurilor financiare au loc lent și apoi toate odată, la fel ca acumularea unei avalanșe. Pentru cei care cunosc istoria, semnele sunt ușor de văzut. Pentru cei care nu o fac, vor presupune că totul este bine chiar și atunci când casa arde în jurul lor. Un alt factor care îi face pe oamenii să nu țină seama de pericol este așa numita mutare a stâlpilor de susținere. Ei se obișnuiesc cu condițiile economice proaste, iar declinul este înrădăcinat ca noua normalitate. De exemplu, în 2015, închirierea medie a unei case în America a fost de $1,100. La mai puțin de 10 ani mai târziu, costul mediu este de $2,150. Este dublul sarcinii financiare, dar astăzi acest preț este considerat egal pentru curs. Nimic nu se îmbunătățește, situația se înrăutățește din ce în ce mai mult, dar din moment ce procesul de colaps se întâmplă pe o perioadă de mulți ani, publicul acceptă în mare măsură acest lucru și chiar îi va acuza pe cei dintre noi care trag un semnal de alarmă de confuzie. Ca și în cazul oricărei prăbușiri, în cele din urmă vine un punct de intoleranță populară, acel moment în care oamenii își dau seama în sfârșit că vinovații au avut dreptate tot timpul și că greutatea imploziei este prea mult pentru a fi respinsă. Brandon Smith crede că ne apropiem de acel moment foarte repede. Între timp, iată care sunt cele 5 etape de negare prin care trec oamenii înainte de a admite că o calamitate fiscală este asupra lor. Etapa 1. Nu știu despre ce vorbesc teoreticienii conspirației, mă descurc bine. Există o veche zicală din Marea Depresiune care spune cam așa: este doar o depresiune pentru oamenii fără locuri de muncă. Dacă nu făceai parte din cei 30% șomeri din Statele Unite la acea vreme, atunci în lumea ta îngustă, Marea Depresiune ar fi putut să nu fi părut chiar atât de rea. Cu alte cuvinte, oamenii vor ignora scufundarea Titanicului atâta timp cât mai au propria lor barcă de salvare. Aceasta este o problemă majoră în mijlocul crizei stagflației de astăzi și este rădăcina a ceea ce mulți zeniali, adică generația Z, se plâng. În mintea lor, aceasta este cea mai proastă economie din istoria lumii și dau vina pe boomers pentru durerea lor. Baby boomer sunt cei care s-au născut în perioada 1946-1964. Chiar nu este așa, dar este adevărat că mulți boomers intră în criză cu avantajul timpului. Au avut timp să construiască o barcă de salvare în timp ce zenialii nu au făcut-o. Nu este vorba despre ceea ce este corect, nu există echitabil în economie. Dar oamenii mai în vârstă trebuie să realizeze că, chiar dacă stagflația nu este o criză pentru ei personal, este într-adevăr o criză pentru tineri în special. Orice persoană care încă neagă realitatea prăbușirii pentru că se descurcă bine, trebuie să tacă și să facă un bilanț al imaginii de ansamblu. Etapa a doua. Au vorbit despre colaps de ani de zile și noi suntem încă aici și bine. Mulți oameni au noțiuni copilărești despre ceea ce este un colaps, în mare parte derivate din filmele și televiziunea de la Hollywood. Ei își imaginează haosul pieței de valori, linii nesfârșite de aprovizionare, foamete în masă și chiar distrugeri în stilul Mad Max. Când se întâmplă astfel de lucruri, este întotdeauna la sfârșitul procesului de colaps, nu la început. Fosta națiunea Iugoslaviei a suferit prin multiple evenimente inflaționiste înainte de a exploda în cele din urmă cu balcanizare și război. Nu s-a întâmplat peste noapte, dar toate semnele au fost acolo. Când analiștii prevăd aceste evenimente cu ani înainte, ei ne fac o favoare, ne oferă timp suficient pentru a ne pregăti. Spre deosebire de elitele bancare și împuterniciții lor,
care avertizează publicul doar chiar înainte sau imediat după ce criza a atins apogeul. Credeți sau nu, încă mulți oameni susțin că totul este bine astăzi, chiar și după o stagflație masivă, tentative de tiranie medicală la nivel mondial, multiple războaie regionale pe tot globul care ar putea declanșa al treilea război mondial, tulburări civile constante, etc. Este amenințarea cu moartea iminentă singurul lucru care îi va trezi pe acești oameni la realitate. Etapa a treia. Poate că lucrurile stau rău acum, dar criza este tranzitorie, se va termina în curând. Aceasta este etapa în care scepticii acceptă în sfârșit că există într-adevăr o anumită instabilitate, dar fac față problemei susținând că furtuna va trece rapid și că nu este nimic de care să ne facem griji. Chestia este că au petrecut atât de mult timp încercând să-i dezmintă pe economiștii care îi avertizau, că acum se tem că se dovedește că se înșală mai mult decât se tem de criza care va urma. Este un fel de boală mentală comună culturii noastre, refuzul absolut al unui mare procent de oameni de a recunoaște că greșesc și merg mai departe. Este în regulă să greșim uneori, nu este în regulă să negăm despre asta. Afirmația că un colaps este tranzitoriu este o modalitate pentru scepticii copleșiți de fapte și dovezi de a continua să respingă realitatea. Dacă declinul economic nu durează foarte mult, atunci nu trebuie să recunoască niciodată înfrângerea teoreticienilor conspirației. Etapa a patra. Nimeni nu a văzut criza venind. Acest argument s-a putut observa de mii de ori în timpul blocajelor din cauza pandemiei și a creșterii inițiale a inflației. Au fost atât de mulți oameni care se înfuriau în legătură cu circumstanțele și mulți dintre ei erau genul de oameni care obișnuiau să nege că se întâmplă ceva ieșit din comun. Au început să caute țapii spășitori și au venit cu ideea că nu există o avertizare timpurie. Dacă cineva le-ar fi dat un fel de indiciu despre ceea ce urma să se întâmple, s-ar fi pregătit mai bine, nu? Mass media și oficialii guvernamentali tind să joace agresiv în această etapă de negare. Cu alte cuvinte, acesta este momentul în care afirmă că nimeni nu a văzut asta venind. Evenimentul a lovit ca un fulger din senin. Nimeni nu ar fi putut prevedea acest rezultat și nimeni nu ar fi putut face nimic în acest sens. Ori de câte ori auzim aceste argumente, ne aducem aminte de tendința filmelor de la începutul anilor 2000, a filmelor despre dezastrele globale. Există întotdeauna acele scene în care asteroidul sau valul oceanului sau tornada lovesc și vedem mii de oameni grăbindu-se ca furnicile doar pentru a fi zdrobiți de o forță divină împotriva căreia nu aveau putere să se apere. Poate că nu vă plac aceste filme, dar ele joacă într-un element ascuns de fatalism în mintea umană. Există un mecanism ciudat în gândirea unor oameni care vor să creadă că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Se simt mai bine presupunând că valurile destinului sunt dincolo de controlul lor și că nu ar fi putut face nimic diferit. În realitate, tot ceea ce trebuia să facă era să asculte și să gândească critic și să se fi putut pregăti în consecință. Durerea lor este rezultatul propriei ignoranțe și al egoului. Etapa a cincea, toată lumea a văzut criza venind. Este etapa finală a negării. Este momentul inevitabil în care scepticii admit pe deplin că prăbușirea economică este un fapt de viață și apoi susțin că au văzut-o venind tot timpul. Incapacitatea acestor oameni de a admite că au greșit le înjosește capacitatea de a lua decizii informate cu privire la viitor. Ei știu că o criză este asupra lor și acum se vor preface ca și cum ar fi știut că se va întâmpla. Prin urmare, toți teoreticienii conspirației care au încercat să-i avertizeze nu sunt speciali sau mai bine informați decât ei. Desigur, poate că nu vom vedea niciodată vreo dovadă că acești sceptici și mulți economiști de masă prezic de fapt ceva. Îi vom vedea prevăzând contrariul și atacând pe oricine sugerează că ar putea greși. Se întreabă de ce este atât de important pentru ei să evite să acorde credit acolo unde se cuvine creditul și să învețe din greșelile lor.
Dar când identitatea unei persoane este atât de învăluită în a fi, așa zis, expert, ideea de a câștiga complet mingea cu privire la cel mai mare dezastru economic din viața lor este prea greu de suportat. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!